Fiecare traducător are o anumită relație cu cartea lui din raft când și-o vede tradusă. Eu, de pildă, nu mai pot să răsfoiesc exact ce spuneai. Deci, e criza conjugală, la mine este definitivă. Deci, o văd, zic, a, ok, am tradus-o eu, bun, e acolo, nu. Și de ce? Pentru că, probabil, și dacă ar fi un cuvânt pe care l-aș fi tradus altfel, dar cuvântul ăla este, cum era bobul de mazăre la prințesă. Deci, deranja și deranjează, nu mai am ce să fac mai departe. Am încurcat firele. Mie îmi vine să zic că există, fiecare traducător are relația lui cu textele. Și aia, pentru că eu recunosc că sunt mai degrabă un mercenar din punctul ăsta de vedere, dar iarăși, pe de altă parte, am lucrat aproape exclusiv cu o singură editură, cu editura Polirom, și de obicei îmi propunea o carte pe care s-o traduc și eu spuneam da sau nu, dar 90% din, n-am tradus așa de mult. Da, în 90% din cazuri am spus da și sunt autori foarte diferiți, că asta e până la urmă, recunosc, nu traduc numai de amorul artei. Deci dacă mi-ar spune, traduc acum un autor foarte mare, îți asociez numele cu, știu eu, cu Shakespeare, nu știu cum aș apuca de Shakespeare, dar în fine. E ușor de tradus, dar nu te plătim. Sau te plătim mai încolo. N-aș traduce. Și acum, aș face traduceri de plăcere, dar să le aleg eu. Altfel sunt mercenar. Și dacă mi se propune acum un Hemingway și altă dată mi se propune și un John O'Brien sau Cormac McCarthy, sau autori foarte diferiți, iau ca atare, iau ca, dacă vreți, ca text în sine. Dacă am ocazia să traduc de două, trei cărți de același autor, evident că mă simt mai relaxat. Eu dau impresia că facem avere din chestia asta. În lumea asta noastră mică, da, adică ne putem permite două cafele în loc de una pe zi, deci... Eu, dacă tot ai zis, te plătesc mai încolo, ca exemplu, mi-a duc aminte de expresia mai e mult până departe, da, în unele cazuri. Dar în sine, actul traducerii este, nu știu, m-am gândit acum așa cu o imagine plastică, nu e absolut exactă, dar poate că funcționează. E ca și cum... Deci, te plimbi prin Timișoara pe acest teren plat, e ca și cum ai citit literatura română. Și după aceea, dintr-o dată, trebuie să urci un munte. Și la început e mai greu și după aceea îți intri într-un ritm. De-aia, de exemplu, ca tehnică de lucru, mi-am făcut un obicei ca atunci când termin o traducere, primele 20-30 de pagini, măcar de obicei o recitesc pe toată, dar foarte superficial asta. Știu că vine și un redactor de carte după mine care mai corectează. Dar primele 20-30 de pagini obligatoriu le mai recitesc o dată, pentru că acolo am început și probabil că acolo sunt poticneli mai mari. Mai ales dacă e vorba de un autor pe care nu l-am mai tradus anterior. Deci, cumva, nu creez neapărat o relație de tip emoțional cu autorul. Eu îl traduc, el, editura mă plătește. Și după aceea le citesc cu plăcere, dar nu propria mea traducere. Asta e o problemă, am impresia generală. Nu, niciodată. E teama aia de a vedea că ai fi putut găsi un termen mai potrivit, o variantă mai bună a unei fraze, care e valabilă la toți traducătorii, pentru că întotdeauna există o variantă mai bună sau care ți se pare mai bună. Și de aceea, de exemplu, periodic se fac retraduceri la autori importanți, pentru că ele devin, nu neapărat depășite, dar cer o variantă alternativă. Cu cât autorul e mai important, de altfel cu atât are mai multe traduceri. Orwell cred că are vreo 3 până acum. Cea mai recentă și cea mai bună la... Fermanian Malon și 1984, una este a Danei Crăciun și cealaltă a Olei Franz. Am două traducătoare foarte bune și prieteni. Sper.
Dar cu autor și cu operă, zic că relaționarea poate fi, da, depinde și depinde și de relația traducătorului cu anumită editură. De exemplu, la Dana, Dana nu o să spune, dar Dana Crăciun Bănescu, Salman Rushdie are o relație de love and hate, pe așa, dar, dar pe literatura română, sau, na, pe limba română, cam ea este stăpânul inelelor lui Rushdie. Culpata. Da, sunt de acord și eu cu ce spuneam despre acele prime pagini, pentru că acolo, ca să, să preiau metafora Danei, e ca și first date, sau primele zile în care, ok, tatonezi, nu știu exact cam cu ce, ca să zic așa, cam cu ce să mănâncă personajul, începi probabil după primele 30 de pagini să, să-l cunoști, să te obișnuiești. Apare confortul cu, cu limbajul lui, cu ritmul lui, cu acel tempo pe care îl are fiecare text, deci ce ziceam chiar despre muzică. După care, în funcție de, de alți factori, de foarte multe ori e vorba și de, eu știu, faptul că unele texte le simți că trenează, poate că tu personal, fiindcă nu poți să fii total obiectiv, zic eu. Poate că tu personal, de pildă, ai fi scos acele pagini pentru că devii plictisitoare, dar, guess what, tu trebuie să le traduci pentru că altfel nu se poate. Și acum depinde poate și de numărul de pagini, dar e foarte important să ai acel repaus, să ai acea relaxare pe care să, să-ți permiți să-ți o oferi permanent, ca să nu fii excedat, ca să nu, să nu ajungi la o extenuare care te face să nu mai focalizezi corect, aș, aș spune eu. Cine mai adaugă? Eu aș adăuga că dacă vrei să prinzi curaj să-ți citești traducerea, cred că ar fi bine să traduci cărți pentru copii, că acolo ești obligat să faci ateliere de lectură, unde copiii te vor trage de mânecă pentru că ei sunt... spun tot ce simt și o să spună, dar ce înseamnă cuvântul ăsta? Dar nu înseamnă aia. Dar de ce n-ai zis așa? Că era mai simplu. Că noi nu știm ce înseamnă asta. Deci, cred că asta a fost ceea ce m-a scos pe mine din, cumva, din zona mea de confort, să îndrăznesc, să-mi citesc traducerile și se aplică și la cărțile scrise de mine, la fel. De cele mai multe ori constat că puteam să scriu ceva mai ok sau să înlocuiesc cu altceva, da? Și, din păcate, nu mai pot schimba nimic, doar ce carte e deja pe raft, chit că ai schimbat măcar un cuvânt. Aș vrea să subliniez rolul foarte important pe care îl are munca de cercetare în, în activitatea traducătorului. Pentru că în momentul în care, o să dau un, un exemplu din, din experiența mea, cu siguranță că fiecare avem, de pildă, la un moment dat traduceam o carte profilată, deci într-un fel non-ficțiune, dar profilată pe neuroștiință. Asta a însemnat o muncă foarte intensă de, de cercetare, pentru că nu este vorba doar de, de suprafața aceea, de superficialul, de, mă rog, de suprafață, nu neapărat de superficial, dar trebuie să înțelegi termenii, trebuie să-ți alogi o perioadă în care să te consulți cu specialiștii, să vezi, eu știu, situații contextuale și așa mai departe. Sau un alt exemplu, cele mai recente două traduceri în cazul meu, au fost din filozofie germană și acolo, din nou, nu facem neapărat literatură. Deci acolo, prima dată ți iei notițele, cum am venit și astăzi cu noi. Bine, sunt despre altă carte, dar nu. Dar acolo întâi îți faci notițele, după care îți dai examenul față de tine, însă îți verifici în istoria filozofiei și așa mai departe. Deci e munca asta de cercetare care, practic, presupune un, un extra timp. Și cred că în momentul în care suntem, avem senzația ok, acum mi-am făcut, am umplut rezervorul, am cu ce să pornesc la drum. Ne-am îndepărtat un pic, dar eu mă provocam mai să, să spun cu voce tare că nu încep cu începutul. Eu încep traducerea pe la mijloc, așa. Asta, tocmai din cauza aia, pentru că primele 10-20 de pagini traduse sunt întotdeauna cu probleme. Până ți intri în ritm, până îți dai seama ce faci
și după aceea revin la început. Dar avem tot stilul propriu, știu, traducători care nu citesc textul înainte de a se apuca de tradus, tocmai ca să-l descopere în timp ce îl traduc. Și probabil și elementul ăsta de surpriză își are rolul său, ești mai puțin, nu știu, subiectiv, poate ești mai deschis la text, nu știu. Eu lucrez altfel, eu le citesc înainte și pot să încep oriunde vreau să încep. Să circular. Exact. Asta era una și a doua, apropo de stilul fiecăruia și de ce ziceai de fapt înainte cu muzicalitatea textului, trebuie să-mi asum și, nu știu, să dau impresia că sunt puțin dusă, pentru că le citesc întotdeauna cu voce tare. Umblu prin casă, citind textul. Și câteodată cu și cât. Și uneori arată puțin ciudat, așa. Dar, cum ziceam, ține de stilul fiecăruia și nu cred că există o rețetă absolută, nu cred că o abordare sau alta duce la o traducere mai adecvată sau mai puțin adecvată. Apropo de ce spunea Mirela, o să aduc un omagiu traducătorilor dinainte de 1990, ba chiar și înainte de 1999, sau de când a apărut internetul și Google, pentru că, gândiți-vă, din câte știu eu, înainte de 1989, cel care deținea un dicționar explicativ al limbii engleze sau germane, sau, mă rog, în care tracea, deci explicativ, nu biling, era un mare om. Era foarte greu să găsești în Oxford sau în Cambridge. Și deținea casa de schimb valutar. Cam așa, da. Și în principiu, când traduci, da, folosești și dicționarele bilingve, dar sunt mai degrabă orientative și eventual la început. Pentru un traducător, în esență, dicționarul esențial este cel explicativ. Din engleză, din germană, din limba din care traduci, pentru acolo ai toate sensurile cu cuvântului puse contextual, în sintagme. Dicționarul bilingve o formă simplificată și te poate ajuta în cazul în care ești... Na. În fine, ce voiam să spun e că la ora actuală traducătorul are o mulțime de resurse și le are și pe internet. Deci, sunt dicționare explicative, sunt dicționare de argou, care sunt actualizate, updatate, sistematic, la zi. Upgradat. Sunt și... ele sunt cumva... și pus, de exemplu, un dicționar de argou ale engleză, cred că generic, așa, nu engleză americană sau... unde cei care intră dau și ratinguri pe explicații la diverse expresii și atunci, în funcție de ratinguri, pentru că argou are diverse termeni care uneori sunt efemere, alteori rezistă și capătă cumva avânt. Și în funcție de asta, ai putea să te orientezi și în cazul în care ești dezorientat. Uite, sensul ăsta parcă se potrivește mai bine și l-au validat 50 de oameni. E aici ceva foarte ciudat la care un singur om validă. Da, e într-un fel ca o corectură prin punctare. Da, ca idee, acum un traducător nu prea mai poate avea scuza că... nu poate să înțeleagă propriu-zis textul, cam asta e. Cum traduce... Deci, eu mărturisesc, de exemplu, că la traducere de poezie nu m-aș băga. Deci, ăla este singurul loc unde l-aș pune pe traducător, pe coperta cărții, că urma să discute, și l-aș pune la același nivel cu autorul. Pentru că atunci când traduci poezie, deja trebuie să... Să faci un transfer cultural și să recrezi. Șerban Foarță traduce, după părerea mea, este un model exemplar, traduce extraordinar de bine, dar toate poeziile se vede că sunt traduse de Foarță. Pentru că acolo se vede că traducătorul devine creator cu adevărat. Noi, care traducem proză în general, totuși avem niște cadre date. Nu inventăm noi acțiunea, dacă e narațiune, nu inventăm noi personaje, nu inventăm întorsăturile de fraze, ci trebuie să găsim... Era titlul la cărția lui Eco, să spunem cam același lucru în limba română. La poezie nu e așa. La poezie, câteodată, trebuie să traduci cu totul altceva ca să iasă în cadrele culturii române ceea ce a vrut să spună poetul inițial, nu știu eu,
cadrul culturii grecești sau... Și tot noi, gândiți-vă cum ar suna Levantul, de exemplu, tradus în engleză sau... Cu toate turcismele, slavismele care de fapt țin de cultura noastră de secolul al XIX-lea. Da, deci, și pierzi foarte mult, foarte mult din farmec. Pentru mine, traducerea de poezie a fost cea mai dificilă, dar și cu cea mai mare satisfacție. Plus că s-a mai adăugat experiența de a crea texte, de pildă pentru spectacole de teatru sau pentru, pentru trupe rock. Cum, dar a fost o experiență nemaipomenită, de pildă cu cei de la Teatrul Merlin, într-un spectacol aveam intervenții de, să-i zicem, un fel de slam poetry, dar aplicat în spectacol și te jucai tocmai, era română, dar te jucai tocmai cu ce îți oferea, după care ziceam, stai, uite, sună bine, cât am trudit la asta? Vreo două luni, da, sună, da, sună bine, ok. Ok, cred că ne-a venit vremea să încheie timpul. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Înainte de, pentru că s-ar putea să avem întrebări din public și asta ne-ar bucura chiar foarte mult, dar aș vrea să vă prezint încă o dată inculpații. Deci, înainte de să nu uităm că este un eveniment organizat de ArtLit, Asociația Traducătorilor Literari din România. Ramona Miza, membra ArtLit, Dana Crăciun, Radu Pavel Gheo, eu sunt Mirela Iacob. Mulțumesc că ați venit. Aveți întrebări? Dacă aveți întrebări, microfonul vă așteaptă. Acesta este acel moment de finat. Aveți întrebări? Dacă nu aveți întrebări, mulțumim foarte mult și... Cum? Da. Da, o întrebare. Good question. Cred că întrebarea era un pic țintită, că eu am pățit asta, da. Adică am pățit-o, da. Da. Încerc acum să-mi amintesc, dar țin minte că am făcut modificări destul de consistente la, după 15 ani. Că unele lucruri mi s-a părut că sunau extraordinar de bine și nu aș mai fi găsit astăzi o formă similară mai bună, dar unele lucruri vedeam scăpări, lucruri pe care nu le știam, inclusiv scăpări de sens, pentru că știu eu, cred că era ante și post Google și tradusesem expresii după ureche pentru că ce mi se părea că sună acolo, că s-ar potrivi, dar nu era aia. Nu e aia. E ca, așa cum am găsit într-o traducere când redactam, era o verișoană pupăcioasă. Dar nu e aia. E chis în cal. Și sună interesant verișoana pupăcioasă, dar nu e aia. Deci cam așa ceva. Dar, da, experiență interesantă să te recitești. Și de-aia, cum spuneați și voi, poate e mai bine să nu o faci niciodată. Când ești nevoit că se reeditează traducerea, da. Să știi că la un moment dat se poate întâmpla să încătești mamă, ce mișcosul în chestia asta, a tradus eu. Da, da, exact și asta. Deci, da. Și reversul, da. Ce tineri și frumoși și deștepți eram pe atunci. Da, să vezi ce tineri și frumoși și deștepți vom fi. Mulțumesc pentru întrebare. Mai sunt întrebări din public? Într-o timp mi-a venit încă o idee, nu o idee, e o întrebare pe care am uitat să o pun, de fapt. Pentru fiecare dintre voi, ce ați recomanda sau ce le-ați recomanda tinerilor traducători sau celor care aleg să traducă literatură, așa la început de drum? În afară de faptul că sunt convinsă că nu le-ați recomanda Google Translate. Așa ceva nu există. Le-aș recomanda ce-mi recomand mie, nu știu, că și eu sunt la început de drum. Adică să aibă curaj,
și să aleagă lucruri care le plac, pentru că eu consider că atunci când ești cu adevărat pasionat de ceva, o să devii foarte bun la lucrul acela. Și mai mult decât atât, ceea ce încerc și eu să fac acum, și cred că e o idee bună poate și pentru alții la început de drum, să își ofere timpul necesar să găsească nișa pe care sunt cu adevărat buni, cu adevărat bun, și să continue acolo, adică să nu încerce neapărat haotic, hai să văd dacă-s bun și la aia și la aia. La mine n-a funcționat, nu știu dacă funcționează la alții, dar în general, curaj. Și cred că în traducerea literară te cam arunci cu capul înainte de multe ori, deci sunt sigură că cine alege traducere literară oricum are doza de curaj, dar poate nu-și dă seama. Mulțumesc, Dana. Aș recomanda să citească în limba română cât mai mult și să folosească dicționarul românesc cel puțin la fel de mult ca pe cele englezești, mă rog, în limba din care traduc. Cred că de multe ori avem un soi de îngânfare când vine vorba de limba noastră maternă și nu o stăpânim întotdeauna pe cât ar trebui de bine. Exact același lucru voiam să spun și eu legat de lecturi. Deci da, un traducător trebuie să citească multe române pentru ca să stăpânească cât mai multe registre ale limbii române, să citească, dacă e vorba de traducere literară, cât mai mulți autori români și dacă se poate din toate epocile. Deci chiar începând de la, știu eu, de la cronicarii moldoveni și până la cei mai contemporani, autori contemporani, că îți lărgește și paleta de opțiuni lexicale. Dar nu sunt numai lexicale, vorba și de structuri ale frazei. Și gândiți-vă că traduceți în autore, toți ne referim la autori englezi, că toată lumea citește și traduce și avem de engleză, dar e de secolul XIX sau de secolul XVIII. Poate n-ar fi rău să găsiți un ritm aproximativ echivalent și pe aici pe acolo și niște termeni potriviți, uneori chiar sunt necesari. Și un al doilea lucru, apropo de engleză, dacă aveți posibilitatea și pasiunea traducerii și nu-i nevoie neapărat să mergeți pe limba engleză, nu mergeți pe limba engleză, pentru că, deci asta o spun cu egoism, dacă vreți, dar sunt o mulțime de opere literare despre care citesc și care sunt elogiate în, știu acum, sârbo-croat, sârbă-croat, albaneză, cârgâză, în maghiară, sunt atât de puțini traducători literari din maghiară, din sârbă, sunt vecinii noștri. Și din limbile nordice, din polonă, din, da. Destul de puțin. Noi avem mai degrabă, avem o lipsă de traducători. Poate pe engleză sunt mai mulți, poate pe germană mai sunt câțiva, nu chiar atât de mulți totuși. Dar pe limbi, totuși limbi importante, din culturi importante nu prea avem. Deci dacă aveți posibilitatea și așa, ca un stimulent. Să știți că pentru limbile astea balcanice, sud-est, centrale europene, de obicei și posibilitățile sunt mai mari, pentru că există... Nu știu că o să sfârșești în această notă. Nu, există diverse proiecte de colaborare între țările de acest spațiu, de obicei susținute chiar de culturi mai avansate economic, cum sunt cea austriacă sau germană, care vor să stimuleze exact traducerile între aceste țări și înspre spațiul germanic. Și atunci traducătorii respectiv beneficiază neapărat de bani, câteodată și de asta, dar beneficiază de burse de rezidență. Și de rezistență. Ceea ce înseamnă să te duci într-un loc plăcut, unde ai cazarea și masa asigurată, sau cazarea și o sumă de bani pentru ca să mănânci și să bei și undeva la liniște unde se poți să stai să traduci, pur și simplu, o lună, două luni, trei luni. Lucru care la noi cred că nu se... Există o singură bursă foarte scurtă de creație și traducere literară, Iași, mi se pare oferită de cei de la Muzeul Literaturii din Iași. Dar ăsta e un proiect care s-ar putea dezvolta, mai există acum mai nou câteva burse pentru scriitori de tipul ăsta, să te retragi să scrii, dar pentru traducători, din păcate, în afară de cea de la Iași, nu cred că există alta. Și asta ar fi o idee, și a doua, cea pe care Mirela a pomenit-o deja, trei de două ori, păi, da, ar fi normal și firesc ca numele traducătorului să apară pe copertă sub al autorului, dar
acolo, pentru că de fapt, dacă vreți și o informare ca atunci când e un produs de pe raft. Câte ore are traducătorul, da? Da, îl citești pe roajdi, dar ți-l aduce în limba română Dana Crăciun. Mai, de exemplu, acum zicem la autorii, și aveți posibilitatea opțiunilor, la autorii, de exemplu, care nu mai sunt sub copyright, oricare dintre noi poate, știu, cred că Fitzgerald, de exemplu, oricine poate traduce Marle Gheorghe, retraduce dacă vrea. Și atunci ai cinci, ar fi minunat, să ai cinci variante din Marele Gatsby, nu, ai cinci variante contemporane, toți patru traduce Marle Gheorghe și vine cititorul și alege. Păi asta mi se pare mai faină. E, mie mi se pare cealaltă, da? Dar o vezi pe copertă, de Francis Scott Fitzgerald, în traducerea Mirelei Iacu. Da, traducătorul poate deveni un factor de selecție și un factor de selecție esențial. Practic, colegii mei au spus ce aș fi spus și eu mai am de adăugat, eventual, după ce vă citesc pe fiecare dintre voi. Ce aș mai avea de adăugat ar fi eventual ca în momentul în care cineva pornește la drum gândindu-se că va traduce literatură, să-și pună de la bun început întrebarea și să răspundă foarte sincer cu sine. Deci sunt un executant sau sunt și un creator. Deci am creativitatea și simțul ăsta al ludicului, pofta de joacă, fantazia asta care mă învăluie fantazia sau nu prea știu ce-i cu ea. Pentru că traducătorii non-literari, desigur, sunt la fel, deci munca lor este la fel de prețioasă. Dar eu, de pildă, n-aș putea să traduc neapărat un contract sau, manual tehnic sau mai știu eu ce. Cum probabil cei din domeniul respectiv și e bine să știm care drum merge, tocmai pentru a-l parcurge cu cât mai mult entuziasm și cu cât mai multă, nu știu, corectitudine, când definitiv e vorba de câtă plăcere life is good sau it isn't good. Și încă o dată revin eu cu ale mele, să asculte limba respectivă, pentru că limba e muzică. Am încheiat în... Așa, mulțumim mult că ați fost aici și bucurați-vă de toate cărțile și sper că v-a fost utilă discuția de azi. Mulțumim!